veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie, să rămână numele Domnului. Nemulțumirea, o faptă a firii pământești, trecută în lista din 2 Timotei, capitolul 3, și în epistola lui Iuda. Deci mai întâi 2 Timotei 3 cu 2 este scris că în vremurile din urmă oamenii vor fi, și noi putem constata aceasta din plin, iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți și nemulțumitori. Iar Iuda, versetul 16, ne spune: ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor. Această stare de nemulțumire am putea să o identificăm cu starea de cârtire și am putea o defini ca fiind o stare de spirit ce caracterizează pe un om a cărui dorințe și pofte nu au fost îndeplinite, n-au fost realizate. O să continuăm prin a prezenta această nemulțumire, prin cauzele care o provoacă, sau mai bine zis, prin scuzele care le au oamenii, prin care își scuză nemulțumirea lor, cu care își o motivează. Apoi vom analiza manifestările, formele în care omul se prezintă atunci când are această stare de spirit, când este marcat de acest duh de nemulțumire. Și în a treia parte, efectele, care sunt rezultatele acestor stări de nemulțumire. În partea a doua vom vedea cum putem să le eliminăm acestea, care este de fapt starea de mulțumire care anihilează și exclude nemulțumirea, completând cu câteva exemple biblice. Deci mai întâi, care sunt scuzele oamenilor în dreptul cârtirilor, cârtiri care se îndreaptă fie împotriva semenilor lor, fie împotriva lui Dumnezeu. Deschideți la Exod, capitolul 16. În mod deosebit avem în Vechiul Testament acele cârtiri ale evreilor din pustie. Numai cât ieșiseră din Egipt, în capitolul 15 al cărții Exod au cântat acea cântare de laudă ca urmare a izbăvirii, a trecerii prin Marea Roșie, și în Exod, capitolul 16, versetul 7, este scris: și mâine dimineață veți vedea slava Domnului, pentru că v-a auzit cârtirile împotriva Domnului. Căci ce suntem noi ca să cârtiți împotriva noastră? Deci deopotrivă, cârtirile se îndreaptă împotriva unor oameni și implicit împotriva lui Dumnezeu. Atunci când se cârtește, este socotit că Dumnezeu nu a programat totul bine, că nu ne-a realizat, că nu ne-a împlinit, că nu avem tot ceea ce ne trebuie. Ei s-au certat cu Moise și cu Aaron, dar Moise le-a spus: Dumnezeu v-a auzit cârtirile, că ce suntem noi să cârtiți împotriva noastră? Voi de fapt ați cârtit împotriva Domnului. Așa cum spunea David în Psalmul 51, împotriva ta, numai împotriva ta, Doamne, am păcătuit. Ori el a avut treabă cu Urie, cu Batșeba, cu ceilalți soldați. Cum? Ce treabă a avut cu Dumnezeu? Deci orice păcat este de fapt împotriva lui Dumnezeu, în primul rând, și apoi împotriva semenilor. De aceea și când ne mărturisim, trebuie să ne mărturisim și lui Dumnezeu și semenilor, pentru ca toate părțile care au fost afectate să fie restabilite în relația noastră cu ele. Prima cauză a cârtirilor am numit a fi neîmplinirea dorinților dintre stăpâni și sluji, dintre conducători și conduși. De când e lumea aceasta, cei conduși n-au fost mulțumiți de cei care conduc, că nu conduc bine, că stăpânii sunt răi, și stăpânii și conducătorii sunt nemulțumiți de sluji, că nu lucrează destul, că nu sunt harnici, că nu sunt credincioase. Aceste frecvente cârtiri, cei de jos împotriva celor de sus și invers. În prima epistola lui Petru, în capitolul 2, se spune într-adevăr că sunt unii stăpâni greu de mulțumit, dar chiar și în raport cu aceștia, apostolul Petru ne îndeamnă: slujilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica,
nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor ce sunt greu de mulțumit. Deci trebuie să ai respect chiar și pentru un asemenea patron, față de un asemenea profesor, față de un asemenea om care te conduce, chiar dacă este greu de mulțumit. Să te marcheze acea frică că tu, de fapt, prin el slujești lui Dumnezeu. Adăugăm Iosua 9:18, după ce căpetenile poporului în frunte cu Iosua au făcut legământul cu gabaoniții, poporul a început să comenteze, să cârtească. Și toată adunarea a cârtit împotriva căpetenilor. Toate căpetenii au zis întregii adunări: le-am jurat pe Domnul Dumnezeul lui Israel și acum nu mai putem să ne atingem de ei. Iată ce o să facem, o să-i punem robi, s-au scuzat ei. Este adevărat că într-o anumită măsură căpetenile au fost de vină, dar ce-a câștigat poporul cârtind? De multe ori, cârtirile par a avea un motiv întemeiat, dar vom vedea noi că nu sunt o modalitate dumnezeiască de a rezolva o problemă. Căpetenile au greșit făcând legământ cu gabaoniții, dar poporul n-a greșit cârtind. Ce s-a rezolvat cu aceasta? Ei s-au scuzat, numai poporul a rămas cu acest păcat de cârtire. De asemenea, în Luca, capitolul 3, versetul 14, Ioan Botezătorul desfășura lucrarea sa, când niște ostași îl întrebau și ei: dar noi ce trebuie să facem? El a răspuns: să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu înviți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre sau cu salariul, am spune noi acum. Veșnică luptă între patronat și sindicate. Să vă mulțumiți cu salariul. Câți dintre noi știu să se mulțumească cu salariul? Mulțumiți-vă cu ce aveți, cu casa care o ai, cu mașina care o ai, cu hainele care le ai, cu mâncarea care o ai. În toate domeniile această stare de nemulțumire poate să ne cuprindă. Dar Ioan ne-a spus: mulțumiți-vă. Se pare că exista această tendință de a fi puțin nemulțumit sau poate chiar ciubucare așa pe deasupra, pe lângă salar, să mai piște ceva pe nedrept. Dar el ne-a spus: mulțumiți-vă cu ceea ce aveți. Un al doilea domeniu, slujirea. De regulă, când cineva este pus să facă treabă, să slujească, să muncească, găsește motive să cârtească. În 1 Petru, capitolul 4, versetul 9, este scris despre primirea de oaspeți. Numai că scrie aici: fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Cunosc undeva în țară un frate care era foarte primitor de oaspeți. În ce sens? De la adunare, dacă era musafir, toți îi chema acasă la el. Dar el nu făcea cum a făcut Avram în Geneza 18, să fugă să ia vițelul și să le slujească, să mă aducă și el măcar apă pe masă. El atât făcea, în atât consta primirea lui de oaspeți, când invita oamenii acasă. Și beata sora avea vreo 8-9 copii și normal că ea începea să cârtească. Dar uitați, de comun acord și cu o bună înțelegere, chiar această slujire a oaspeților. Să fie oaspeți foarte ușor, nu? Un copil a fost întrebat dintr-o casă din asta care primea musafiri: și când o să fii mare, ce meserie vrei să alegi? La care l-a spus: musafir. Ăștia întotdeauna sunt serviți bine, nu lucrează nimic. Și totuși, chiar și în această lucrare de slujire, de primire a oaspeților, trebuie să o facem fără cârtire. Pentru că unii, primind pe niște oameni însemnați, au primit pe îngeri. Asta în Vechiul Testament, dar în Noul Testament primim pe mai marile îngerilor, pe Iisus, dacă acceptăm oaspeții. Tot în domeniul slujirii, în Luca 10 avem pe Marta și Maria. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și i-a zis, cam pe ce ton credeți că i-a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zii, dar să-mi ajute. Atunci când cineva te nerăbdățește și toată slujirea cade pe tine, într-o familie tot soția lucră, sau când ai pus doi copii la treabă, unul fentează și numai unul lucră. Cel care e cu slujirea, cu munca, este tentat să cârtească. Dar numai eu? Dar până când? Dar tot eu să fac? Adăugăm 10:29, mai este un fel de cârtire la un alt fel de slujire. A fost chemat Petru să meargă în casa lui Corneliu și citim aici 10:29 fapte. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Este chemat câte un frate să meargă într-o lucrare sau la casa Domnului, să facă anumite slujiri spirituale. Și alții sunt mai comozi. Și el va fi tentat să spună: dar tot eu? Dar mai facă și alții. Alții nu se duc, alții nu fac. Și este tentat omul să cârtească: dar numai eu? Și când va fi plata, tot numai tu o să fii, fiind credințat de asta,
că Dumnezeu nu e nedrept să uite ostenelele noastre. Așa că dacă ai slujit, taci din gură și de ce vrei să fii penalizat să ți se împuțineze salarul? Măcar rămâne cu munca să-ți poți primi plata ca atare, să nu-ți bage nimeni penalizări. Un al treilea domeniu de cârtire, fariseismul. În Evanghelie avem plin, citim doar Luca 15, plin de asemenea situații. Când fariseii cârteau împotriva Domnului, de ce mănâncă cu vame și păcătoși? De ce îi primește pe alții? Acest tip de fariseism, de a fi nemulțumit de alții, de a vedea pe alții păcătoși. În Luca 15 cu 2, și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei, când a intrat Domnul la Zacheu, Luca 19 cu 7. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Cu ce i-a avantajat? I-a tăiat pe ei de pe listă, că a intrat la Zacheu și că a mântuit pe alții, în locul lor i-a mântuit. E drept că în locul lor, dar nu defavorizându-i. Ei s-au defavorizat singuri. Și avem tot aici în Luca, întoarceți o pagină în urmă, Luca 18, de la versetul 11. I avem un om, așa cum se amintea, mulțumit de sine și nemulțumit de alții. Dumnezeu le-ți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Altfel spus, Doamne, îți mulțumesc, eu sunt tipul ideal. Asupra tuturor celorlalți, eu știu ce greșele au. Nici ca vameșul acesta. Versul 13. Celălalt era nemulțumit de sine, dar de alții era nemulțumit, a spus vameșul rugăciunea sa, Doamne, și eu-s rău, dar acum îngăduie-mă că nici alții nu-s mai buni. Așa s-a rugat. El s-a văzut pe el, a fost nemulțumit de starea sa. Pe când fariseul n-a fost mulțumit de nimeni, zice, Doamne, îți mulțumesc de mine. Poate nu în rugăciune o facem aceasta, dar știți cum o facem noi? În discuțiile dintre noi. Atunci dovedim că suntem de farisei. Tot ce e bun, raportăm la sine. Tot ce e rău, raportăm la alții. Dacă e vorba să dăm un exemplu bun în predică, eu l-am făcut aia. Eu n-aș putea, auzim câte un om care spune, eu n-aș putea fraților să fac așa ceva. Cum a făcut cu tare sau cum a făcut cu tare. Îi vedem pe toți în negru și pe noi în alb. Asta se numește fariseism, o stare de cârtire. Pentru că, bineînțeles, văzând așa, când ție nu-ți mergi lucrurile bune și la alții le merge, sau Dumnezeu îi favorizează, îi mântuiește și pe alții, ție ți se pare anormal? O altă situație este înrudită cu aceasta. Neînțelegerea voiei divine. Când nu înțelegi ce vrea Dumnezeu, comentezi și cârtești. În Ioan 6,41, Domnul Iisus le-a vorbit în întreg acest capitol 6 despre pâinea vieții, despre cina care avea să urmeze, despre trupul și sângele său, dar unii ucenici n-au înțeles despre ce vorbea. Și în 6,41 aflăm, iudeii cârteau împotriva lui pentru că zisese, eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer. Dar nu era Domnul pâinea care s-a pogorât din cer? Ba da, dar de ce cârteau? Nu înțelegeau. Și se pare că până dincolo ar fi oameni care nu înțeleg voia lui Dumnezeu. În Matei 20 avem acea pildă a lucrătorilor vii. Știți, unii au lucrat de dimineață, alții numai dintr-un ceas mai târziu. Și stăpânul care s-a tocmit cu ei cu un leu, în final le-a plătit potrivit convenției inițiale. Numai că citim în 20:11, după ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului. Ei n-au înțeles. Și în multe situații din Biblie noi nu înțelegem ce vrea Dumnezeu. Sau chiar în situații din viața noastră. Că asta e voia Lui. Și cârtim. Gândiți-vă la Iov. V-ați imaginat ce explicație am putea să dăm la cartea Iov dacă n-am citit ceea ce e scris la început? Că a avut loc o înțelegere în ceruri între Dumnezeu, sfatul copiilor săi și diavolul. Iov a pățit atâtea accidente, acele pierderi enorme. Ce explicație am fi avut? Cârtiri. Numai la început este scris ceva și mai este scris la urmă ceva. Nu putem să pricepem suficient lucrarea lui Dumnezeu. Este scris în cartea Eclesiastului că Dumnezeu a pus un om gândul veșnicii, dar omul nu poate cuprinde. Noi nu suntem în stare să pricepem de la început la gata și de aceea trebuie să ne mulțumim cu întrebări fără răspuns. Să ne mulțumim uneori cu tăcerea și cu așteptarea. Dacă vrem să le pricepem toate, nu o să le putem înțelege. Și o să ne trezim cu cârtiri
care în urmă vom vedea că sunt lucruri posibile și realizabile, dar trebuie să așteptăm toate până la vremea lor. Dacă te uiți primăvara, de exemplu, la un pom, la un măr, vei ști ce fel de mere sunt, roșii, galbene, verzi? Nu, aștepți până la vremea coacerii. Și atunci vei înțelege cât sunt de mari, ce culoare au și toate vor fi clare. Și o ultimă și cea mai vastă cauza cârtirilor, a nemulțumirilor, este nebunia, dorința împlinirii tuturor poftelor. În Proverbe 19, citim, versetul 3, nebunia omului îi sucește calea, apoi cârtește împotriva Domnului în inima lui. Rețineți, poate nu o faci cu buzele, dar în inima ta, dacă o faci, este un păcat împotriva Domnului. Nebunia. Și în 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 7 la 10, și asta e foarte valabil acum în vremea din urmă, măcar că beneficiem de atâtea automatizări și lucruri simplificate, totuși nu au oamenii tot ce le trebuie și nu le mai ajunge nici timpul. Chiar în perioada bunicilor noștri, poate stăteau oamenii într-o casă cu pământ, poate locuiau 5, 6, 7, 8 într-o cameră, în două, și aveau și timp liber și poate aveau și mai multe mulțumiri. Noi poate avem o casă mult mai grozavă, avem atâtea facilități și tot n-avem timp și suntem nemulțumiți. Poate în acest moment, și este clar, zilnic mor de inaniție și de alte boli în diferite părți ale globului oameni, și ea poate merg în cer și noi avem pâinea aceea de toate zilele și suntem îmbrăcați și tot noi suntem cei nemulțumiți. Aici este tristețea. În 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 7 la 10 este scris, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Deci în orice moment al vieții tale nu ești mai sărac decât ai venit și nici mai sărac de cum vei pleca. Ești mai bogat de cum ai venit și mai bogat de cum vei pleca. Așa, dacă avem cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Omul când are de ajuns nu mai se socotește că e nemulțumit. Dar când are omul de ajuns? Că e scris în Eclesiastes, omul nu se satură niciodată de argint. Cei ce vor să îmbogățească, din potrivă, cad în ispită, în laț, în multe pofte nesebuite. Cu cât are omul mai mult, cu atât își dorește mai mult. Este această sete după a avea. Dacă are o mobilă, imediat se schimbă tipul de mobilă actual și vrea alta. Ți-ai zugrăvit casa într-un fel? Nu că s-a degradat. Trebuie să o faci altfel pentru că s-a schimbat moda. Ai un rând de haine? Nu că-s vechi. Nu că ți-a cerut cineva haina și ai dat și cămașa. S-a schimbat moda și trebuie să te schimbi. Această veșnică de mulțumire de a avea cât mai mult și cât mai nou. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință, s-au străpus singuri cu o mulțime de chinuri. Mulți sunt înțepați cu săgeți înfipte de propriile mâini. Scoate singur săgețile din trup și fii un om liber. Atâtea pofte macină pe oameni și normal că nu ți le poți împlini pe toate. Mă adăugăm și din Iuda. Începând cu versetul 7 aici în epistola lui Iuda, avem scris o imagine despre Sodoma și Gomora, care au pornit de la poftii. Versetul 8. Oamenii aceștia târâți de visările lor, omul visează și și-ar vrea multe și mărunte. Continuăm la versetul 16, da? Ei sunt niște cârtitori, nemulțumitori cu soarta, trăiesc după poftele lor. De ce e omul nemulțumit cu soarta? Pentru că trăiește după poftele lui. Ar vrea cât mai mult și cât mai din plin. Gura lui este plin de vorbe trufașe, slăvesc pe oameni pentru câștig. Versetul 18, că își vă spuneam că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelejuite. De aceea este starea aceasta de nemulțumire. Pentru că vor oamenii toate poftele să și le împlinească. În nebunia lor, vă amintești ceva de Solomon. El a avut înțelepciune cu carul, dar și nebunie, tot în atâta măsură. Și scris în Eclesiast, 2:12 Eclesiast. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Și și-a dorit totul. Și-a dorit 1000 de neveste, și-a dorit atâtea case, numai la fiica lui Faraon i-a făcut o casă cu 45 de camere. Dar ce să facă cu ele? Păi să fi dormit în fiecare noapte într-o cameră și trebuia o lună jumate să treacă prin toate, nu? Ce să facă cu atâtea? Și de bună seamă, probabil și-ar fi dorit după aia mai mult și mai mult. Această stare de neîmplinire a poftelor. Nu că omul n-are cu ce să îmbrăca cârtește. De multe ori poate copiii și de multe ori poate învățăm de mici.
Copilul din brațele mamei plânge că vrea și din vitrina cu tare, vrea și din vitrina cu tare. Și de atunci într-una este nemulțumit. Și de multe ori noi creștem nemulțumiți. Și poate suntem noi nemulțumiți. Dacă te-ar duce în închisoare sau dacă ar veni o stare de război sau de foamete, așa e mulțumit de Dumnezeu pentru o coajă de pâine. Și așa poate nu ești mulțumit că franzela nu-i puțin rumenă. Aceste stări de nemulțumire sunt deseori o aberație, o nebunie efectivă. Hai să vedem cum se manifestă un om care este nemulțumit, care are această stare de cârtire asupra lui. În primul rând, comentează și vorbește de rău pe cel care îl găsește el a fi vinovat. În Ioan 6:60 spuneau că n-au înțeles vorbirea Domnului. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta e prea de tot, cine poate să o sufere? Oamenii care cârtesc, ocotesc că nu mai sunt în stare să sufere acea situație. Sau Luca 5:30, farisei și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor, pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii? Este acea primă stare de cârtire în inimă. Urmează cârtirea cu gura. Nu sunt de acord cu ce fac frații. Nu-s mulțumit cu ceea ce am. Nu-s mulțumit cu conducerea țării. Nu-s mulțumit cu nimic. În al doilea rând, omul care este nemulțumit trece la stare de răzbunare, de mânie. Citim despre Iona. Un om tare nemulțumit. Cârtea, comentea, un proroc tare dificil. După ce și-a primit odată pedeapsa pentru comentariile lui și neascultarea lui, s-a pocăit și a început să mulțumească Domnului, dar în capitolul 4, lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. Și ce a făcut? S-a rugat Domnului, auziți, în cârtirea lui, Doamne, știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător. Acum, Doamne, ia-mi viața, că-și mai bine vreau să mor decât să trăiesc. Dar Iona, ce n-ai? Pe ăștia te-am pus să-i ții tu? Ăștia de la tine, din grădină, duc de acum. Uite și ți-am să-ți fac un curcubete să stai liniștit. Nu, Doamne, sunt nemulțumit. Știți, acea întâmplare cu acel copilaș foarte dificil. Plângea într-una și a venit un medic la ei în familie. Și mama s-a, într-un fel, a încercat să se scuze, ci foarte nemulțumit copilul ăsta, e foarte dificil, la care a spus, nu se poate, dumneata nu știi să-l tratezi. Uite, dragul meu, ce vrei, dragă? Vreau un vierme, a spus în final. S-a dus și a căutat un vierme. Și când l-a dus, a scâncit din nou, ce vrei? Vreau numai jumătate. I l-a tăiat în două. Din nou a plâns, ce vrei? Să mănânci dumneata jumătate. A închis ochii și i-a făcut satisfacția asta, că acum el s-a expus. Și după ce a mâncat jumătate, a început să plângă și mai tare. Și de acum, de ce plângi? Ai mâncat jumătatea mea. Deci, oameni nemulțumitori care n-ai cum să le afli leacul. Sunt în stare să comenteze, sunt în stare să se mânie, să se răzbune. Și ultima fază în ceea ce ei vor să facă, dezbinarea. Se dezbină. Oamenii cârtitori sunt niște dezbinători. Citim în Ioan 6:66, după ce în 6:60 am citit că au început să comenteze, în 6:66 aflăm deja că s-au despărțit de Domnul. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors și nu mai umblau cu el. Epistola lui Iuda, versetul 19. Acei oameni nemulțumitori, cârtitori, sunt cei care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor, firii care n-au Duhul. Mi-a povestit un frate, el e pe vremea Ceaușescu, într-o anumită zonă a țării, s-a dus la o biserică și scria acolo sus, biserica fraților nemulțumiți. L-au pus la predică și omul era așa, un om mai pisăloc puțin și s-a extins la vreo 20 de minute. Și a văzut că tu câte unul ieșa și se ducea într-o antecameră. Și a rămas numai cel ce conducea slujba. Când a văzut că nu mai are auditoriu, a spus și el la amen, s-a pus jos. I-au venit imediat înapoi. Și de ce s-au dus dincolo? Și au fost nemulțumiți. Aici 5 minute că trebuie să le vină rândul la toți. Deci, nici acolo nu s-au adunat toți nemulțumitorii, tot nu i-a putut mulțumi nimeni. Sunt oameni care se dezbină că sunt nemulțumiți. Dar credeți că le este mai bine? Nu! Numai de acolo vor altceva. Oameni care tot schimbă macazul. Nu-i bine nici așa. Schimbă altfel. Dar credeți că așa e bine? Nu-i bine nici așa. Oamenii care și în familie, oameni nemulțumiți de soț, soție, se despart. Și altă soție. Și credeți că așa e mai bine? Dar nu-i nici așa de bine.
și într-una până se termină viața. Ca și efecte acestor stări de nemulțumire, de cârtire, deschidem la Roman, capitolul 1, să vedem că nu-i chiar atât de ieftină această problemă. Roman 1 cu 21. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăbit ca Dumnezeu, și rețineți, nici nu i-au mulțumit și s-au dedat la gânduri deșarte, au vrut altceva. Și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Urmare a cârtirilor urmează o stare de nebunie, de rătăcire. Nu mai știi ce vrei. Rătăcești. Și adăugăm Iuda 11, acolo unde am citit mult despre acești nemulțumitori. Vai de ei, că s-au aruncat pe calea lui Cain, care a fost nemulțumit, știm noi de ce și cum, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Nu fă mulțumit cu tot avut, o dorit altceva. Au pierit într-o lăscoală ca a lui Core. Cârtirea ta te duce în rătăcire. Este un prim efect și un al doilea atrage pedeapsa divină. În 1 Corinteni 10 cu 10 este scris, când este vorba de acele pilde din Vechiul Testament, să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Este pedeapsa cu moartea, ca și pentru orice alt păcat de altfel. Și luăm doar o singură imagine din Vechiul Testament, în Numer 16, și nu trag oamenii învățăminte. În Numeri capitolul 16, în prima parte a capitolului, avem acea răzcoală a lui Core, Datan și Abiram. Știți ce pedeapsă au avut? Core a venit focul peste ei și doar cădelnițele le-au mai recuperat. Locuințele lui Abiram și Datan au fost îngropate în pământ, s-a deschis pământul și a înghițit. Și citim în Numeri capitolul 16, versetul 41, a doua zi tot adunarea copiilor Israel a cârtit. Au văzut experiența de ieri și s-au apucat din nou de cârtit. După când și noi s-ar putea să vedem cât e de rea cârtirea și nemulțumirea și mâine să nu ne prindă amiaza și deja să avem la dosar o nouă cârtire și o nouă nemulțumire. Și acum citim versetul 44 și 45. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: dați-vă la o parte din mijlocul acestei adunări și îi voi topi într-o clipă. Atât de mult s-a supărat Dumnezeu pe această stare de cârtire. Spune, dați-vă la o parte și termin cu ei. Dar Moise și Aaron au luat cădelnițile, au mijlocit și s-a oprit la un anumit număr de oameni uciși această urgie divină. Haideți să vedem acum cum am putea să eliminăm aceste cârtiri. Ca și nemulțumiri, ele pot fi eliminate fie prin împlinirea lor, fie prin neîmplinirea lor, prin această pedeapsă divină. Sunt situații în care Dumnezeu împlinește pe unii nemulțumitori și le mai dă din lucruri. De exemplu, citim în Luca 6, Domnul Iisus spunea în Luca 6 cu 35, căci El, adică Dumnezeu, este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Au cerut pâine în pustie, au cerut carne, poftim carne, hai! Dar s-au potolit ei. Pentru că nu așa se rezolvă această stare de spirit, că un copil acum vrea să-i cumperi cu tare lucru. Și tu îl cumperi și zici, am rezolvat cu el. La el rău este înăuntru, mâine vrea altceva. Și cârtește împotriva altui lucru. Nu prin împlinire se rezolvă cârtirea. Dar Dumnezeu o face și asta uneori. Și sunt situații la care și noi, dacă suntem sesizați, putem să mai împlinim din doleanțe. Ca să diminuăm răul și să le dovedim că întrucât atârnă de noi, vrem să rezolvăm problema. Acest Iona a fost nemulțumit că Dumnezeu l-a trimis la Ninive, a plecat la Tars. Dumnezeu nu i-a împlinit dorința lui să-l lase în pace. A rezolvat nemulțumirea lui Iona cu o noia zdravână și apoi citim în Iona 2 cu 9, auziți acum pe Iona, eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire. Când l-o trimis prima dată la Ninive, o zis, Doamne, nu-mi place. Când l-o trimis din pește, spus, mulțumesc frumos, mă duc. Dar după aia, din nou, nu a fost rezolvată problema înăuntru lui. Versetul 2 a capitolului 4, din nou, ia-mi viața, că mai bine vreau să mor. Exact asta a fost atitudinea lui când a zis, aruncați-mă mare. Nu s-a lecuit. De asemenea, în Exod, acea situație din Vechiul Testament, când au cârtit și au vrut la Refidim, Exod, capitolul 17, să bea apă, Moise a strigat către Domnul, versetul 4, și a zis, ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și o să mă ucidă cu pietre.
Domnul azi trece înaintea lor, lovește cutoaia cu care el are în mână, lovește stânga și va curge apă. Dumnezeu le-a împlinit cârtirea. Și acum poate am zice noi, dar nu era normal să cârtească, că le era sete. Era normal să se roage și în final să mulțumească. Așa spune în Filipeni 4. Orice lucru, orice nevoie, nu se rezolvă prin a cârti, ci prin a te ruga și în final a mulțumi Domnului. Când vrei să obții ceva de la un șef, nu? Faci o cerere, nu? Și în final vă mulțumesc anticipat sau pentru cele de mai sus sau cum vrei să închei. Dar cum încerci să-i trimiți o notă de protest, o să capeți? Nu-ți permis să faci asta, nu? Dar noi pe Dumnezeu îl considerăm mai jos decât știu eu ce atare de director. Și îl tratăm direct. Dumnezeu nu ne dă cu tare, nu ne dă cu tare, dar ai cerut. În Iacov 4 e scris că de multe ori nu avem, că nu? Da, cum să cerem? Nu așa dintr-o poftă. Dumnezeu nu împlinește poftele celor răi, să cer ce trebuie. Neapărat. Și în final să nu uiți, să scrii mulțumesc. Că se merită să fim recunoscători. Pentru că cârtirile lor nu s-au potolit, avem în Numeri, capitolul 17, acea împrejurare când peste noapte a înflorit toiagul lui Aaron, s-ar putea și în biserică, oamenii să fie nemulțumiți, să se termine un mandat, să vie noile alegeri și ei să nu fie mulțumiți în gândirea vechi. Tot nu s-au împăcat cu gândul. 17:5, bărbatul pe care îl voi alege va fi acela al cărui toiag va înflori și voi pune capăt dinaintea mea cârtirilor care se ridică împotriva voastră. Sunt cârtiri care Dumnezeu le împlinește și așa vrea să le rezolve. Versetul 10. Domnul lui Moise pune toiagul acesta înaintea mărturiei ca să fie păstrat ca un semn pentru cei răzvrătiți, să pui astfel capăt înaintea mea cârtirilor lor ca să nu moară. Dumnezeu le-a împlinit. Dacă nici de atunci încolo nu s-au potolit, și-au primit plata pentru păcatul lor. Cei care nu înțeleg și nu fac așa, citim în Psalmul 112, nu toate lucrurile împlinește Dumnezeu. Poți să comentezi, poți să strângi că nu-l derazezi pe nimic cu Dumnezeu în cer. Poți să tragi cu racheta, doar n-ajunge la el. În Psalmul 112 este scris în versetul 10, cer rău vede lucrul acesta și se mânie, scrâșnește din dinți și se topește în manifestarea lui. Poftele celor răi rămân neîmplinite. Dumnezeu încearcă și să-ți împlinească cu buna și nu-ți împlinește cu rău, dar în final vrea să scoată cârtirea din noi. Aceasta este o rezolvare exterioară a stărilor de nemulțumire a cârtirilor, dar adevărata rezolvare este una de interior și aceasta se numește mulțumirea. Haideți să vedem ceea ce în Vechiul Testament avem a fi jertfele de mulțumire. Deschideți la Levitic, capitolul 6. Este una din cele 5 jertfe vechi testamentale, jertfa de mulțumire. Levitic 6:12. Focul să ardă pe altar și să nu se stingă deloc. În fiecare dimineață preotul să aprindă lemne pe altar, să așeze ardere tot pe ele și să ardă deasupra grăsimea jertfelor de mulțumire. Exista acea ardere de tot necurmată. Și știți care era glazura pe ea, am putea spune? Jertfa de mulțumire. Deasupra să ardă grăsimea jertfelor de mulțumire. Trebuie să fie o stare permanentă care să însoțească această lucrare. A ta de zi cu zi, arderea ta de tot, lucrarea care o faci. Este ceea ce avem în Noul Testament, a fi această stare permanentă de mulțumire. Și adăugăm Levitică 19:5, când veți aduce Domnului o jertfă de mulțumire, să o aduceți așa ca să fie primită. Știți, jertfa de mulțumire trebuia să fie fără cusur, să se mănânce în prima și a doua zi, să nu rămână pentru a treia. Nu e tot una să mulțumești așa, că așa e formula, ca și cum zicem noi pacea Domnului, dar pace nu mai avem și nici pe Domnul poate. Jertfa trebuie adusă ca să fie primită, să conțină ceea ce trebuie să conțină și să fie o stare lăuntrică. Dumnezeu se uită atât la cel care aduce jertfa, cât și la jertfă în sine. Ce trebuie să cauzeze această stare de mulțumire? Dacă am spus câteva cauze care cauzează nemulțumirea, să vedem cum tot aceleși cauze pot să fie pentru a mulțumi. În Filipeni 2:14 este scris, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăiele. Cârtirea înseamnă când te duci, dar din gură vorbești, și șovăiela când te duci, nu te duci. Deci trebuie să fim prompți în a executa ceea ce avem de făcut. Romani 8, acel verset atât de frumos al Noului Testament. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează
împreună. Dacă lucrează împreună spre bine, dumneata nici pentru bine nu zici mulțumesc frumos. Dar ele lucrează împreună, sunt ca un ansamblu. Necazul aduce răbdare, deci este postamentul pentru un lucru frumos. Dacă ar veni cineva în casă la dumneatale și să spună, auzi, aici trebuie să faci o gaură în dușul meu pentru că vreau să aduc o mașinărie foarte specială. Spui, da, să-mi fac aici, să-mi strâng dușul meu frumos. Dar uite, aici vreau să-ți instalez o mașinărie care trebuie să-ți ușureze munca. A, asta da. Deci toate lucrurile lucrează împreună. Și citim Evrei 13 cu 5, nu fiți iubitori de bani. Ăștia se străpun singur cu săgeți. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi. Păi dacă l-ai pe Dumnezeu, poți mulțumi pentru Dumnezeu. Păi în primul rând trebuie să mulțumim pentru Dumnezeu, că l-avem. Spune Pavel 2 Corinteni 9 cu 15, mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Avem pe Domnul Iisus, spune Coloseni 2 cu 3, ne sunt acuse toate comorile bogăției. Noi avem totul de plin în El, spune tot în Coloseni. Ce n-avem noi? Avem viză pentru cer? Păi că nu ne-am dus. Păi stai că nu ne-s gata bagajele. Păi trebuie să mai stăm, să facem rost de forme și de acte și la alții, nu? Avem pace în țară, avem liniște, avem minte de la Dumnezeu. Numai la un spital de nebun să te duci. Ai mulțumit vreodată lui Dumnezeu că ți-a dat minte și înțelepciune? Că ai două mâini, ai văzut oameni fără mâini? Câte motive de mulțumire n-avem noi? Uitați, aseară era în jurul orei 6. Am plecat până la Covil, mi s-a defectat mașina în 2-3 locuri. Am stat vreo 3 ore la baltă la Ghioră. Aveam vreo câteva probleme de făcut. Fiecare jumătate de oră era aranjată ce am de făcut. În vreo 4 locuri trebuia să ajung. Și n-am ajuns nicăieri. Și acum am încercat să găsesc motivele de mulțumire. Prima dată am mulțumit Domnului că atunci când am rămas fără lumini, am găsit o cutie de chibrite și aveam la mine o siguranță și am reușit să completez tabloul. Apoi, doar când mi s-a oprit mașina în Covin, am mulțumit Domnului că a oprit un om și doi frați stăteau unul departe și m-au împins și mașina a pornit. Apoi, urcând podul la Ghioroc, mai aveam doar vreo 2 metri până sus. Acolo s-a oprit mașina. Am mulțumit Domnului că a reușit singur să o împing să o trec peste. Coborând, am rămas iar în pană, s-a oprit și mașina și motor. Vine un om cu bicicleta aici, avea ceva probleme, uite, am lanternă. Mi-a dat lanternă, am uitat ce e pe acolo. Zice, uite aici la balastieră, dacă vreți, este un telefon. Am mulțumit Domnului că am odis să dau un telefon și am avut frați la Arad care au venit după mine, mi-au o baterie, am pus sus și am venit în pace acasă. Deci, tot timpul am avut motive pentru care să mulțumesc. Că prima dată a avut oameni să mă plâng, că doar a avut cine să vină după mine, că am să dau telefon, dar nu puteam să comentez, că n-a fost cutare, că n-a fost cutare. Deci găsește motivele de mulțumire, nu cele de nemulțumire. Este scris atât de frumos în Eclesiastul, capitolul 6, versetul 9. Mai bine ce vezi cu ochii, decât frământare de pofte neîmplinite. Deci, decât să fii nemulțumit de câte nu ai, mai bine mulțumește Domnului pentru ce ai. Notăm acum 3 motive puternice de mulțumire, care le avem cu toți. Roman 7:25. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Astfel, dar eu cu mintea slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Cine m-a izbăvit de acest trup de moarte? Cine ne-a izbăvit pe noi? Dacă cineva te-ar fi eliberat din închisoare, te-ar fi grațiat și ai fost condamnat la moarte, te-ai gândit vreodată să fi fost condamnat la moarte? Și cineva să-ți dea grațierea, i-ai mulțumi? Toată viața. Noi am fost condamnați la moarte și Iisus ne-a izbăvit. Avem motive de mulțumire? Din plin. Sau cârtim că nu ne-a făcut pe noi apostole? Apoi, un alt motiv, 2 Corinteni 12 cu 14. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință. Iată, ai văzut cum se învârt roțile carului Dumnezeu și te poartă? Și dacă uneori se oprește, nicio problemă, va merge mai departe. A stat nori în pustie pe cort, dar a pornit mai departe și a ajuns al Domnului în Canaan. Este adevărat că se trag săgeți împotriva noastră, dar în carul Domnului de biruință nu o să fi străpuns de săgeți la întâmplare din partea sirienilor. Nu o să mor ca și Ahab. Și o să ajungem până la capăt. Și 1 Corinteni 15 cu 57. Dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos, mărire Domnului. Chiar dacă vom muri, vom învia în ziua de apoi. Avem motive să mulțumim Domnului. Chiar și pentru lucrurile mărunte. Uitați, haideți să luăm pe Pavel, deschideți la Filipeni, capitolul 4,
Versul 11. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins, deci m-am obișnuit, sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Când te marchează această stare, nimeni nu te mai poate deranja. Tu ai o stare de mulțumire permanentă. Cum se manifestă și cum trebuie să ne manifestăm în această stare de mulțumire? Mulțumirea trebuie să iasă la iveală, în primul rând, în rugăciunile noastre. Spune Filipeni 4:6, nu vă îngrijorați de nimic, fii mulțumit. Și în orice lucru aduce cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Frați și surori, eu știu că ce vă îndemn acum nu e ușor. Când n-ai să taci din gură. Dar cârtin nu rezolvi nimic decât îl super pe Dumnezeu. La un tată și la o mamă, cum vă place să vină copiii să vă spună, mami, te rog, dă-mi frumos, dă-mi atâția bani să-mi cumpăr cu tare lucruri. Și poate n-ai. Dar când îți cere frumos, spune, mami, mulțumesc, poate îi dai. Dacă spune, băi, alții iau și eu n-am, îi dai? Dar așa l-abordăm noi pe Dumnezeu. Comentând sau cerându-i frumos și în urmă mulțumindu-i. Apoi, în cântările noastre, Coloseni 3:16 este scris, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Când cânta Pavel și Sila, puteau atunci să facă o poezie care să o intituleze Nemulțumirea. Doamne, am vrut să mergem colo, nu ne-ai lăsat, am vrut să mergem colo, nu ne-ai lăsat și pe urmă ne-ai trimis colo, la Filip, și acolo am fost în închisoare. Ne pare rău că ne-am angajat în armata ta. A făcut Pavel o poezie din asta? Nu, ei au găsit o cântare de laudă, dar s-a meritat să mulțumească Domnului? Păi și normal că în Filip s-a înființat o biserică și filipenilor a ajutat pe Pavel după aia. Vedeți? Deci privind în ansamblu lucrarea, când privești numai așa secvenționat, un anumit segment al lucrării, găsești motive de nemulțumire, nu? Că de ce s-a întâmplat așa? Uită-te puțin în urmă și în față și privește întreaga situație și atunci ți se va schimba privirea și vei vedea că este bine așa. În Efeseni 5:4, la gândul că nemulțumirea este caracterizată de comentarii și de vorbe aruncate ne la locul lor, să nu se aude nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Deci frecvența cuvintelor pe limba noastră ar trebui să fie pe primul loc cuvinte de mulțumire și după aia vorbe slabe. Dacă ar fi să ne colecționeze cineva cuvintele noastre de mulțumire, ar face măcar vreo poezie scurtă așa din ele. Ar fi de o grămadă. Sau poate s-ar găsi numai cuvinte de nemulțumire. Oricum, ele ne vor caracteriza dacă suntem oameni mulțumiți sau nemulțumiți. 1 Tesalonicen 2:13. Această stare de nemulțumire trebuie să fie permanentă. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu. Că atunci când ați primit cuvântul Dumnezeu, auzi de la noi, l-ați primit așa cum trebuia. Ei aveau cuvinte de mulțumire, neîncetat lui Dumnezeu. Doamne, umple-ne și pe noi de această cântare de mulțumire. Atunci vom ajunge și în final, cum este scris în cartea Apocalipsei, capitolul 7, că vom aduce mulțumiri la adresa lui Dumnezeu. Efectul acestei stări de mulțumiri, știți care este? Proverbe 15:15. Toate zilele celui nenorocit, dar știți cine e nenorocit? Cine se vede pe sine nenorocit? Unii nu că sunt nenorociți, dar ei așa se văd. Toate zilele ce nenorocit sunt, sunt rele. Dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. La ospăț omul este mulțumit. Dar cel care nu și-a împlinit dorințele lui și patimile lui va fi tot neîmplinit. Bietul Haman, o singură dată a fost și el mulțumit, dar nu i-a ținut mult, numai de pas pe mâini. Atunci când l-a chemat Estera la ospăț, atunci a fost și el cu inima mulțumită s-a dus acasă. Așa e scris în cartea Esterei. Dar atât a obținut și lui mulțumirea. Da? S-a sfârșit a doua zi. Cu o decepție grozavă când și-a plimbat adversarul pe cal. Dacă vom fi mulțumiți, vom câștiga mai mult. Să ținem cont de rânduielile biblice și de sfatul lui Dumnezeu. Psalmul 21:2. I-a dat ce-i dorea inima împăratului, spune aici, și n-ai lăsat neîmplinit ce-i cereau buzele. I-a ieșit înainte cu binecuvântări de fericire și i-ai pus o coroană de aur pe cap. Cerea viața, i-ai dat-o. O viață lungă pentru totdeauna și pe vecie. Dumnezeu ne împlinește dorințele. Numai uneori, frasuri, avem nevoie de răbdare până ne dă. Până se duc îngeri în cer cu scrisoarea, până stau un pic să vadă ce facem. Știm să mulțumim sau comentăm iară? Să luăm și exemplele. Nemulțumirile evreilor, hai să luăm câteva din ele. Deschideți la
Exod 15. Cum au trecut Marea Roșie? Au ajuns la Mara. Este câte o localitate în viața noastră care se numește Mara. Dar știți următoarea stație cum se numește? Poporul a cârtit împotriva lui Moise zicând, ce avem să bem? Moise a strigat către Domnul, a luat un lemn, l-a aruncat în apă și apa s-a făcut dulce. Versul 27. Următoarea localitate după Mara se numește Elim. Au ajuns la Elim unde erau 12 izvoare de apă și 70 de finici. Au tăbărât acolo lângă apă. La Mara nu este numai puțină apă amară, dar este acolo un lemn care dacă găsești pe un om al Dumnezeu și dă cu el în apă, și de acolo poți bea. Dar stai liniștit la Mara ca să poți ajunge la Elim, unde sunt 12 izvoare și 70 de finici. Capitolul 16, versetul 2. Și toată adunarea copilului Israel a cârtit împotriva lui Moise și a început să zică, vin sărbătorile și noi n-am tăiat porc. Vin sărbătorile și noi nu putem să facem câte fac alții. Dar nu sunteți mulțumiți cu mană, cu pâinea așa de toate zilele? Lasă că o să mâncați de asta, numai a doua zi o să fiți la spital. Ca așa o voșește. Cu carnea în dinți, o pățit-o rău. De multe ori oamenii sunt bolnavi, fac o paranteză, că nu se pot potoli în poftele lor. De multe ori, dacă am fi mai rezumați, mai rezervați, mai vegetarieni puțin, mai înfrânați, ar fi mult mai bine și mai sănătoși de multe ori. 16 cu 9 apoi. Moise a zis lui Aaron, spune întregii adunări copilului Israel, apropiați-vă înaintea Domnului că își va auzi cârtirile. Și 12, Domnul a zis, am auzit cârtirile voastre, spune-le, între cele două seri veți avea să mâncați carne și dimineața vă sătura de pâine și veți ști că eu sunt Domnul în mijlocul vostru. S-ar putea, Doamne, dă-ne cu tare, dă-ne, s-ar putea să-ți dea Dumnezeu. Dar te întreb, când un copil își cere tare, dă-mi cu tare, dă-mi cu tare și până la urmă te indispune ca să nu zică că te enervează și îi dai. Dar el când se uită la tine, se mai bucură de ce ai dat? Nu se mai bucură. Și mai bine nu ceream, că să nu căji tata și mama. Și mai bine n-aveam și să fi fost pace, cum e scris în Proverbe. Mai bine fără carne, dar să fi fost cu pace. De ce vrei să-L superi pe Dumnezeu? De ce vrei să-L superi pe alții? Crezi că Dumnezeu nu ți-ar da? Nu știe El de ce avem noi nevoie? Dar nu este lumea aceasta. Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu ne-ar sătura de tot ce avem? Pentru asta e lumea asta. Dacă Domnul Iisus l-a desăvârșit Dumnezeu prin suferință, prin dureri. Asta e școala împărăției. Dumnezeu să ne dea de n-o să fie în veșnicie nimic ce ne-am dorit și să n-o să avem. Dar acolo, nu, diavolul vrea aici. Aici trebuie să avem răbdare. Să răbdăm, să suferim, că dincolo e țara căpătărilor noastre. Aici e țara durerilor noastre. Mai târziu, în numer 14, când au trimis acele 12 iscoade, toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aaron și toată adunarea le-a zis, de ce n-o fi n-o murit noi în țara Egiptului? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Nu era oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Uneori cârtim în dreptul familiilor numeroase, în dreptul altor probleme. Cei dinăuntru cârtesc, Doamne, uite, copiii ori crescut, nu sunt credincioși. Cei din afară cârtesc, ia uite cât ți-s și nu-s cum trebuie și nu așa. Fiți liniștiți, nu cârtiți. Că cârtirile vă vor ajunge. Am fost la un botez a unui om bolnav, mai în vârstă, și era fratele lui și încă două surori. Și cu lacrimi se vedea o adevărată naștere din nou pe fața lui. Și spunea fratele celui care s-a botezat și de-ar trăi mama să-l vad. Toată viața s-a rugat pentru el și de-abia acum se întoarce la Dumnezeu. Nu cârtiți. Ce nu înțelegeți, așteptați că Domnul va da un răspuns prielnic la vremea potrivită. Doamne, dă-ne acest har și această putere. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.